Premeditată nu mai este o chestiune ce ține de fantezie. Ea ține, din păcate, de caracter. Doamnelor, domnilor, în această seară vom urmări povestea unei femei care, mânate de interes și de ambiție, este într-o goană continuă după bani și uită de orice moralitate. Ce este în stare să facă un om pentru a obține bani nemunciți? Ce se întâmplă atunci când cineva mușcă mâna care a hrănit-o? Dar mai ales, cum își aleg unii victima pentru ceea ce consideră ei a fi excrocheria perfectă? Vedem doar aici, doar în această seară. Bine v-am găsit. Am o întâlnire cu un domn, Tescu, Victor. Ernest, bine ai venit, domnul Tescu, da, eu domnul sunt. Acesta e cazinoul meu, toată franciza. Doresc să joci? Îți dau câteva fițe, dacă nu vrei. Nu, mulțumesc frumos, nu. De ce? Am înțeles că ați avea nevoie de serviciile noastre. Partenera mea de viață, pe care o cunosc de 7 ani, am impresia că mă trișează. Dar deci, cum ceva mă face să cred că nu vă place să pierdeți, domnul Victor, nu? Nu prea îmi place să pierd și îmi place să controlez situația. Îmi place mereu să am un nas în mânecă. Soția dumneavoastră vă cam joacă la cacealma? Cred că da și m-am prins târziu. Eu am cunoscut-o când ea avea 20 de ani, acum are 27, suntem căsătoriți de 4 ani. Mulțumesc. Eu am 40 de ani, mulțumesc să fie. E o diferență de vârstă. Asta e. O diferență de vârstă și de bani a fost la început. Ea, când am cunoscut-o, eu stătea la un cămin, nu prea avea bani, eu așteptam cu bani, m-am atașat foarte mult și de ea. Și cu vremea aia aveați afacerea asta? Nu, eram băgat în alte afaceri colaterale, ca să zic așa, și asemănătoare. Cu ea afacerea s-a dezvoltat, am început să avem din ce în ce mai mulți bani, am ajutat-o să ajungă avocat, am impresia că și ea a dat de bani. Aici e problema. Deci soția dumneavoastră e avocat. Da, din păcate. Nu mi-a spus cum o cheamă. Iulia o cheamă, da. Ce cuplu ciudat. Ne completăm și ne ajutăm. Și de ce? Pentru că ea are conexiuni și mă poate ajuta în caz că apare vreo problemă, are relații. Din păcate, cred că și-a făcut și relații mai mari, cred că a dat de bani și s-a cam răcit de mine în ultima vreme. S-a schimbat foaia. S-a schimbat foaia pentru că umblă printre rechini, are clienți rechini. Arată foarte bine, tânără și are colegi tineri. Am fost și eu de vreo două ori acolo unde lucrează și am văzut că are niște colegi care arată foarte bine, tineri, sexy. Este un moment de gelozie din partea dumneavoastră sau ați ajuns la o vârstă și vă considerați vulnerabil? Primește niște telefoane foarte ciudate dimineața, pleacă rapid la serviciu, ia care obișnuia să scoală mai târziu. Apoi am observat deci că nu ar fi motivate plecările ei? Adică de ce ar fi neapărat o problemă? Când tu te duci și glonți spre ușă, vii seara obosită, nu mai are chef de anumite discuții, de anumite giugiule ca înainte, mai nu are un obicei foarte ciudat, face duș când vine de la serviciu. Înainte nu făcea chestia asta. Deci cum vine prima dată la duș? Duș și după aceea cu mine, pare păi obosită, de ce e un obicei ciudat? Că nu-l făcea înainte? Nu-l sau avea înainte. Deci înainte nu-l avea și mi-a acordat mai multă atenție. Acum mi se pare mie că e mai rece, mai altfel. Să înțeleg că vă bănuiți soția de infidelitate. Da, da, da. De ce ar face ea asta? Mi-a spus că nu mai sunt ca înainte, nu mai am potența dinainte, nu-i mai acord mai multă atenție, îmi caută mereu nod în papură. Deci sunt niște chestii care mă afectează. Poate în palmă? Vă mulțumesc foarte mult, domnule Ernest, și am încredere în noastră. Salut! Salutare! Te avem un caz nou. A trebuit să-ți mărturisesc că am oarecare rețineri. Pe de ce? Tocmai ce vin dintr-un casino. Casino, jocuri de noroc, viciu greu. Viciu greu, boală grea. Dar pentru unii se pare că o boală mult mai grea e căsnicia. Tot ce se poate. Am cunoscut pe patronul acelui casino. El a apelat la noi. Victor Tescu îl cheamă, 40 de ani. Se teme că soția lui, Iulia, mult mai tânără decât el. Cât de tânăr? Ea are 27, el are 40. E destul de mare cât ca domnul Tescu să nu doarmă prea liniștit noaptea. Frumușică, dacă o fi? Când ea era tânără, a luat-o pentru frumusețea ei, iar ceva mă face să cred că ea l-a luat pentru banii lui. Circumstanțe ar fi, pentru că femeia totuși e avocat, se învârte niște cercuri. Dar ar mai fi și alte indicii, nu doar bănuiala dânsului și diferența de vârstă. Cum ar fi? Femeia este chemată din ce în ce mai des la audier noaptea. Se pare că și-a făcut un sport din asta. Doi la mână. Când vine acasă, primul lucru pe care îl face, se duce la duș, face duș. Să nu dea de bănuit? Are o meserie murdară și nu suportă ceea ce face, oricineva lasă cam mult parfum pe corpul ei. Una din două. Mă gândesc doar la a doua, în primă fază. Eu n-am încredere în omul ăsta.
ceva mă face să cred că se folosește de noi. Să-și facă imagine. Mi-a zis pe șleau că afacerea scârție. Posibil, să-și facă promovare. Ce facem, ne băgăm în povestea asta sau nu? Mai dificil, dar ne băgăm. Riscăm? Ne băgăm. Ok, mersi mult de tot. Ora 9 și 20 de minute. Iulia, subiectul investigației, pleacă de acasă. După roba pe care o poartă, detectivii presupun că femeia merge la serviciu. 20 de minute mai târziu, Iulia ajunge la o clădire de birouri. După aproximativ 4 ore, soția lui Victor iese din clădirea de birouri. Hey. Ce faci, măi, Luna? Bine, uite doar ce-mi vine de la muncă și am să ne vede. Ce cu tine aici? Tu ai nebunit de tot? Vrei să ne vadă ăștia de la firmă, să bată la ochi? Ce Dumnezeu, mă, tu nu gândești? Când mă bate la ochi, să prind ăștia, că facem șuste împreună, bă, noi, nu, haide mai așa treabă. De frumos. Știi cazul ăla cu tipa, cu Violata, exact, cu tipa de la țară, așa? Și cum să rezolv? I-am cerut și lui niște bani, i-am zis să tacă din gură, i-am cerut și ei niște bani, i-am zis să tacă din gură și am luat și eu niște bani și acum o să văd și ție niște bani, frumos, așa că trebuie. Și uite, așa merg treburile. Și am ceva pentru tine? Nu. Da. Uite, asta e partea ta? De parte, nu mai țin așa la vedere. Să țin cont, să te sun de acum încolo tot timpul când... Am cazuri cu avocați din oficiu. Deci, te rog frumos, indiferent de ce ar fi vorba, un telefon, indiferent de oră, da, și ne auzim. Dar vorba că pleci așa de acasă. Ce să zică soțul meu, că sunt dedicată acestei meserii zi și noapte? Wow! Încă de la începutul investigației, detectivii descoperă că Iulia învârte niște bani neoficiali. Despre ce șuste vorbesc cei doi reprezentanți ai justiției? Ora 15. Iulia ajunge acasă. Pe parcursul acestei zile de investigație, femeia nu a mai părăsit domiciliul. Ora 23 și 15 minute. În miez de noapte, telefonul Iuliei sună insistent. Iulia, trezește-te. Cred că sună telefonul tău, că al meu nu e. Din nou. Da. Alo, trezesc și plec acum. Bine, hai, tu vorbim, ne vedem acum. Bine, cât de repede tot. La ora asta, Dumnezeu. Ce s-a mai întâmplat, Iulia? Doamne, numai noaptea se întâmplă toate nenorocirile și mereu sunt chemată numai eu. Din nou? Cum fur și... Din nou ești chemată? Din nou sunt chemată. O comă pentru audiere, că deja au început fără mine. Și trebuie să duci la ora asta? Păi trebuie, că n-am încotro, crezi că mie îmi place să pierd nopți de somn. Interesul de serviciu o face pe Iulia să-și piardă nopțile. Femeia iese grăbită din blocul în care locuiește. Traseul Iuliei pare să nu fie unul care duce la vreo secție de poliție. Femeia este văzută intrând într-un bloc. Detectivii se îndoiesc că aici ar avea loc audiere și intră după ea. Hai, dragă, mă gândeam că te-ai blocat cu liftul. Ce faci? Mă aștept în liftul. Wow! Iulia s-a dus țintă în brațele altui bărbat. Detectivii nu au putut identifica bărbatul în a cărei locuință a intrat Iulia. Ora 8 și 20 de minute. Iulia pleacă de acasă. Traseul Iuliei deviază din nou la blocul presupusului ei iubit secret. Aici, cu ajutorul administratorului, detectivii au reușit să monteze camere de filmat. Ce zi frumoasă și ce parteneria frumos facem noi doi împreună. Ai văzut? Am văzut. Nu e prima, dar am văzut. Cred că trebuie să încercăm și niște lucruri așa, ceva mai, nu știu. Păi, niște șuste ceva mai mari, să știi că ai dreptate, n-ar fi rău. Noi nu prea facem măgărida asta, prea micuță așa pentru valoarea noastră. Să încercăm ceva mai mare. Asta acum. Dumnezeule, amantul Iuliei este polițistul cu care s-a întâlnit în ziua precedentă. Fără pic de reținere sau remușcare, Iulia îi pune soțului ei la cale o înscenare.
ce faci? Bună ziua! Bine, bine, merg la servici. La servici? Da. Păi și mă gândeam dacă v-ați fi dispusă să faceți un ban astăzi, mai pe seară, așa, nu cred că durează. De ce nu? Da. Nu știu, cam peste vreo două ore, în jur de două ore, aș avea nevoie să mă ajutați cu o situație. Aș avea nevoie să veniți la un spital, la o clinică și să vă dați drept mama unui copil care a fost lovit de mașină. Gen, ea a dat peste copil, iar dumneavoastră sunteți mama, sunteți îngrijorată la spital. Va trebui să jucați puțin teatru. S-a îngrijit să mă remașez față dumneavoastră, nu știu. Pot să vă dau 2 milioane pe loc pentru treaba asta. E undeva la 20 de minute maxim toată treaba. Atât bine, îmi convine. Credeți că ați putea să faceți chestia asta? Da, da. E o farsă? Cumva? Nu, e puțin important, dar trebuie să jucați rolul ăsta. Bine, bine, de acord. Sărbuna, la revedere. Mulțumesc! Incredibil! Cei doi amanți chiar au vorbit serios. Plătesc o femeie necunoscută pentru a participa la o înscenare. Oamenii ăștia nu pierd o secundă din a fi malefici. 20 de minute mai târziu, amanții opresc mașina într-o parcare mai lăturalnică. Deci, dă-i, pum, picioare, mâini, vreau, dă-i, fără milă, că și așa m-am săturat de ea, e veche, vreau alta nouă, nu știu. Păi, ce faci? Hai să vedem ce putem să-i faci, nu știu. Așa, dă-i. Fără milă. Să pară cât mai real. Cred că e destul de rău. Cred că ajunge. Perfect. Cred că e destul de aranjată bara. Eventual, acum trebuie să te aranjăm pe tine, scoate fașa. Păi hai să începem cu mâna. Hai, dăm fașa. Ia, ducă-ți vizu. Perfect. Și vezi, stai și tu cu mâna puțin mai îndoită, să ții așa. Mai așa să pară, au, dar ce mă doare, au, nu mai put, au, nu mai apăsa, auci. O să trebuiască să pară că chiar am avut accident. Tu trebuie să fac totul să pară cât mai real. Ce avariată, că nu sunt nimic. Dă mine, lovește-mă. Dom'le, dă-mi palmă. Lovește-mă, dă-mi o palmă, ca un bărbat adevărat ce ești. Hai, dă-mi o palmă. Dă-mi o palmă. Nu cred că-ți trebuie. Dă-mi o palmă, n-auzi să pară să fiu cât mai roșie. Dă-mi o palmă, cum dă un bărbat. Dar de ce nu mă pui să mai trăiește picioare la bară? Foarte bine, bravo. Nu, lasă mașina că e deja praf. Hai că noi trebuie, îmi plac bărbații hotărâți din nou încoa. Tu trebuie să te schimbi acum în polițist. Trece mașina. Așa o să facem. O, Doamne, ceea ce se întâmplă întrece toate supozițiile detectivilor care au rămas mască la acțiunile amanților sau, mai bine zis, șarlatani. Fără pic de pudoare, cei doi își fac timp și de o partidă scurtă de amor ziua în amiaza mare. Bietul Victor, dacă ar ști ce îi se pregătește. Da, eu zic că cel mai bine ar fi să-l sun tu pe el și să-l anunț despre ce-i vorba. Asta vreau să fac acum, dar trebuie să-mi așez, să-mi ordonez ideile astfel încât să pară cât mai credibil. Alo? Bună ziua! Domnul Victor Tescu? Agent de circulație personalul Dan este numele meu. V-am sunat să vă anunț că soția dumneavoastră a fost implicată într-un accident rutier. Nu, nu, stați liniștit, în afară oricărui pericol, este la spital în momentul acesta soția dumneavoastră. Nu a acordat prioritate că s-a încadrat în stânga și a lovit un copil pe trecerea de pieton. Copilul în de față este la spital, doctorii vor stabili care este starea sa de sănătate. Oh, o escrocherie bine pusă la punct și două caractere de oameni infecți. Cuvintele nu pot descrie perversitatea acestor oameni.
Panicat de telefonul primit, Victor pleacă foarte grăbit de acasă. Săracul Victor este demn de milă. Ora 14. Șarlatanii ajung în fața unui spital din București. Oare le va reuși farsa amanților? Cei trei actori ai escrocheriei intră în spital. Aici stabilesc ultimele detalii. Deci voi doi repetați că trebuie să vină asta din clipă în clipă, să fiți de acord să știți ce spuneți, da? Așa să iasă totul real. Facem, doamne, vis-a-vis de toate aceste lucruri. Au, stai ușor că mă doar, încet, încet. Cum s-a întâmplat? Cum s-a întâmplat? Veneam acasă, am făcut stânga la intersecția Sebastian cu 13 septembrie, nu m-am asigurat, e vina mea, recunosc, m-am trezit cu el pe capotă, ce să fac mai mult, ce să-i fac, m-am văzut prea târziu. M-am dat peste el, l-am călcat pur și simplu, ce pot să fac mai mult? Și copilul cum se simte? Trăiește, asta e cel mai important în viață, în rest, nu știu, am vorbit cu mama copilului, dar trebuie să așteptăm ce spun doctorii, asta e cel mai important, a scăpat cu viață, asta e sigur. Aici? Ești lovită și aici? Sunt lovită și aici, am dat cu capul de volan, nu contează. Mergeai cu viteză sau cum s-a întâmplat? Bună ziua, agent de circulație, Dan Perșinaru, pare bine, eu sunt agentul care a constatat accidentul. Să rămână. Mama este, dânsa este mama victimei. Copilul cum se simte? Copilul este okay. Bine, am vorbește. Vorbește, doamne, da, ce e... de scuze, doamne, nu l-am văzut. De ce nu ești atentă? De ce nu ești atentă? Poți să ne înorocești oameni. Sita, aveți totală dreptate, vă rog spun, nu să mă iertați. Ești căscată. N-am vrut-o, știu, mă grăbeam, sunt căscată, am fost și obosită și căscată. Vreau să mă iertați, doamne, n-am vrut. Nu l-am văzut, nu, deci nu știu, nu știu cum am trezit cu el în fața mașinii. N-ar trebui să ai permis de conducere. Nu, ea conduce foarte bine de obicei, dar probabil că s-a întâmplat, a fost ceasul rău, a fost un moment nepotrivit, nu pot să-mi dau seama. Poate a fost și vina copilului. În momentan, din punct de vedere legal, nu știu cât de ușor o să fie, doamne, dar riscă un dosar penal. Vorbește, l-am văzut, vorbește. Așa, și o să fie bine. Asta rămâne acum, punct de dosar penal și la, cum înțelegeți, cu mama victimei, eventual, înțelegerea amiabilă. Se poate face o înțelegere amiabilă? Oameni, în funcție de... Mă interesează copilul să fie bine. Copilul să fie bine, nu mă interesează nicio înțelegere. O să-l vizităm, o să luăm toate măsurile, o să facem tot ce... Cei dumneavoastră, eu am luat deja datele doamnei personale, datele soției dumneavoastră, o să vă țin la curent cu cazul. O să vedem acum, na, suntem colegi de breazlă. Concret, cum propuneți? Cu o înțelegere amiabilă, ca să iasă totul bine și pentru noastră și pentru noi? O să am eu grijă de acest lucru. Momentan să vorbim cu medici, să vorbesc cu medici, să vedem exact care este starea copilului. În funcție de starea copilului, să o contactez pe doamnă, să vă contactez și pe dumneavoastră, eventual, și perfect. O să rezolvăm atunci și o să vedem cum rezolvăm și cu problema dosarului penal al soției dumneavoastră, astfel încât totul să fie bine, pentru că dacă stați bine să vă gândiți, este în joc cariera doamnei. Știu foarte bine și... Munca mea de o viață, dar având în vedere că copilul scapă cu viață, mai am o șansă, este da? Este un lucru favorabil acesta. Hai să mergem, la revedere încă o dată. Văd că aici ești pansată, ești... N-am nimica, eu sunt bine, n-am nici pe naiba, eu sunt tot. Să nu stați să dați detalii, scurt copilul, accidentul, vai copilul meu. Oh, cât de urât! Victor a mușcat momeala. Pus în fața unei astfel de situații, orice om normal nu stă să analizeze detalii. Însă Victor a fost destul de ușor de păcălit. Probabil nu a mai trecut niciodată printr-o situație asemănătoare. Ceea ce îi se întâmplă însă este cu siguranță departe de imaginația lui. Doamne, ce mă fac, ce mă fac, ce mă fac? Dragul meu, tu ai văzut, ai auzit că el a bătut, a lăsat loc așa de interpretări? Tu ai fost atent la ce a zis el? Doamne, am fost foarte atent și ce? Mi s-a părut și mie că parcă vrea să ne transmită. Hai să stăm aici, mai aproape, ca să-l așteptăm, că trebuie să coboare. Eu zic să-mi ituim pe ăsta, ce zici? Nu știu ce să zic, dar totuși e puțin periculos, nu e chiar așa de simplu pe cât pare. Nu zic că nu o să fie periculos, ai și tu dreptate, dar totuși ajută-mă aici să încercăm să facem într-un fel. Tu stai seama, cariera mea, să alege praful de ea. Tașca, bine. Înțeles că vreau să ne vedem afară, să vorbim, s-a întâmplat ceva? Da, nu vorbeam așa, că ați pomenit că s-ar putea să facem o înțelegere amiabilă, să fie bine pentru toată lumea. Toată lumea să fie mulțumită.
Am înțeles. Subtil încerca să-mi spuneți că vreți să-mi dați minte. Vă dați seama ce înseamnă acest lucru, nu? Nu neapărat, dar comunic cuvântul amiabil, o înțelegere amiabilă care lasă loc de interpretări și nu aș crede că e foarte grav. Nu cred că e totuși foarte grav. Am putea pleca puțin capul și să avem o astfel de discuție, dar înainte vreau să vă văd telefoanele mobile. Arătați-mi telefoanele mobile. Frate, al meu nu știu unde e, cred că a căzut pe undeva prin mașină, nu-l am. Deci nu-l am și având în vedere că... M-am asigurat că nu înregistrăm nimic. Nu, nicio problemă, să știți, nu înregistrăm. Am câteva cunoștințe. Dosarul va fi înaintat în 24 de ore și va trebui să intervin în câteva puncte pentru a asista înaintarea acesteia, dar nu vă faceți problemă, vă înțelegem perfect, dumneavoastră doar să ne spuneți ce și cum și noi nici nu să pune problema. În principiu, suma ar fi undeva la 7000 de euro. Dacă sunteți de acord, o să ne auzim la un telefon. Perfect. Câteva ore, sunați-mă oricând, mai maxim 24 de ore trebuie să rezolvăm lucrul acesta. Îngrijorat nespus de mult pentru soarta soției sale, care pare că se află într-o mare disperare, bărbatul se gândește serios să dea mită. Se pare că Victor a uitat că a apelat la Ernest și că detectivii sunt pe urmele soției și, implicit, pe urmele lui. Pa, chiar că ai bușit-o ceva? Bă, că și masca, poate și radiatorul. Și aici... Și numărul și... Chiar lipsește numărul. Asta am vrut să spun și eu. Nu l-am mai putut recupera? Este în spate, l-am aruncat în spate. Nu e pierdut. E okay. Și aripa și numărul și... Jantele văd. Și jantele și... Da, ce vrei? Nu vreau să... Mă scuza să de tine recunosc, este și vina mea, ai dreptate, dar știi că am plâns atât dacă vreau să o schimb, parcă Dumnezeu mi-a dat beleaua asta pe cap din cauza la mașina asta, numai ghinion mi-a adus. Am și zis că vreau să o schimbăm, să-mi iei alta. Scapă-mă de dosar penal, te rog eu frumos. Deci știi, te rog dragă, eu frumos. Știi, dragă Iulia, că eu fac multe pentru tine păi și încerc să te salvez. Atunci stai relaxat, ok, și ai încredere în mine, da? Te rog, hai, da, te rog, da, încerc. Hai, te rog, și hai să mergem acasă, deci te rog. Deci să merg pe mâna ta, nu? Vreau să te pe mâna mea, că nu o să-ți pară rog. Pe nimeni nu mai poate mira caracterul imoral al Iuliei, care, pentru a-l convinge pe soțul ei să dea mită, apelează și la șantaj emoțional. Ora 10. La doar câteva blocuri distanță de blocul în care locuiește, Iulia se întâlnește cu amantul ei. Detectivii se așteaptă la orice din partea lor. Ce mă bucur să te văd. Automat când te văd pe tine, nu mai spune. Uite, bine, stăteam și încă mă gândesc la bărbatul, e prostare, nu? De fraiere, Doamne, deci nu credeam. Nici măcar nu m-a întrebat detalii, m-a întrebat cum facem, unde ne vedem. Absolut nimic, e fraier, mă, ți-am spus. N-a negociat suma nimic. Absolut. Deci stau și mă gândesc că el cam dă atâția bani doar ca să te scoată pe tine. Tu te gândești puțin câți bani ar da el să te scoată pe el? Adică, la ce te gândești? Păi mă gândesc să chem vreo doi prieteni să aranjezi ceva, să facem un flagrant eventual, să-l băgăm pe el și să vedem ce bani dă ca să se scoată și el totuși. Cei doi nu s-au săturat de escrocat. Cine știe, poate asta îi și incită. Date fiind planurile șarlatanilor, detectivii decid să-l urmărească cu atenție și pe fostul polițist. Ora 11. Dan ajunge într-un alt cartier al Bucureștiului. N-am foarte mult timp la dispoziție, o să vă explic pe scurt. Am de luat niște bani de la cineva. Pe voi doi vreau să vă fac un fel de șefei mei. O să vă prezentați și o să vă legitimați. Va fi vorba de un flagrant. Voi veți veni ca și cum m-aș prinde pe mine în flagrant, luând mită, iar pe celălalt dând mită. O să ne acuzați de dare și luare de mită. O să vă dați seama din discuțiile mele la un moment dat când să spuneți ce să spuneți astfel încât să se înțeleagă că vrem să o dăm la pace și să fie totul bine. Oricum, în funcție de cum vă descurcați de la mine aveți 200 de euro de început. Aici aveți legitimațiile. Tu vei fi Marian. Așa. Tu Ion. Am să vă rog să aveți grijă de el că de ochii din cap sunt de la niște polițiști. Dați afară. Este incredibil cât de ușor pot unii oameni să-și riște pielea pentru niște bani nemunciți. Ora 13.
Cu zâmbetul pe buze și cu satisfacția reușitei, amanții se întâlnesc din nou acasă la Dan. Dar te Ernest se vede obligat să-l contacteze pe Victor. Încornoratul nu are cum să-și imagineze ce l-așteaptă. Salut, băieți! Hai să ne pregătim că ne așteaptă o zi. Salut, domnul Victor! Salut, domnul Ernest! Ce faceți, domnul Victor? Cum stați cu timpul liber? Cam ocupat, mai ales că sună continuă, m-a scris așa. Credeți-mă, este în interesul dumneavoastră, stimate domn. Da, domnule. Unul la mână, probele pe care mi le-ați cerut, le am. Mi-a închis. Domnul Victor, haideți să vă spun pe șleau. Nu este o idee prea bună să negociați cu un polițist despre o mită în timp ce noi vă filăm. Înțelegeți asta? Treaba asta va fi făcută publică, va apărea pe un post național de televiziune. Eu te-am angajat ca să o urmărești pe ea. În momentul de față eu sunt în zona Panduri, Academia Militară, lângă terenul de tenis, în spatele blocurilor rusești. Ok, vă aștept. Acum vrea să stăm de vorbă. Până de câte camera ți-a adus, ce agitație pe aici. Salut, Ernest! Acum discutăm cu oameni normali și civilizați. Da, discutăm cu oameni normali, dar mi-a plăcut chestia cu mita, cu înregistrări, cu nu știu ce. Până la urmă te-am plătit să o monitorizezi pe ea, nu ai semnătura mea, până la urmă anulezi tot, nu dăm nimic și ce cu asta semnătură pasă. Nu am eu? Bă, ne, nu o lua pe mine așa, că până la urmă nu mai facem nimic, anulăm tot, nu mai dăm nimic pe poș și cu asta basta. Dar de ce? Nu știu, eu am fost părtaș la discuția asta. Nu știu, chestia cu mita nu vreau să apară. A, pe acum ce facem? Poți să mă uiți eu la filmări? Că ai zis că ai filmări compromisătoare, că e prins în fapt. Mie mi se pare destul de evident, nu? Da, foarte evident. Călare peste el? Incredibil, nu mai vești proaste, nu mai vești proaste, nu mai vești proaste. După ce că nu mai am bani ca înainte, acum și asta încearcă să mă părăsească. Hai de mine, ce șocant, din prima să văd așa ceva. Ce vă așteptați? Mă așteptam așa un flirt, o chestie, să țin de mână. Cu aperitive, să vă luăm așa, ca la nuntă. Mama, dracu. Asta e treaba, asta m-ați angajat, nu? Ce vreați să vă arăt? Și când am cunoscut-o, era o nei ca nimeni, era o mototoală, n-avea niciun ban, nu știa nimic. Hai, dragă, că dacă ai interpretat cu liftul, ce faci? Mă așteptam liftul. Astea sunt deplasările ei. Când suna telefonul noaptea și nu este singura ocazie, da? Cu telefoanele ei, cu deplasări, cu plecată dimineața, cu venit seara, cu dușuri, incredibil. Ce v-ați fi așteptat? Nu ați bănuit asta? Nu știu, mă așteptam un simplu flirt, o chestie... Nu mă așteptam să-i prindeți așa de repede. Tăvălită ca un șnițel acolo, prin pesmet, flirt. E clar că asta a fost mai după bani, mai după prădoială, a văzut că nu mai merge și acum gata să orienteze. A dat și ea de bani, a dat și ea... Noi asta nu înțelegeți conceptul unei camere de filmat? Dacă bă, nene, nu mai filmă așa, că n-am cheamat acum de tine. Lasă-mă în pușca mea, în durerea mea, în... Aveți grijă la ceea ce spuneți, pentru că faceți niște afirmații foarte riscante, ca și cea cu polițistul, de altfel. Cu banii. Polițistul, el a venit cu ideea, el a fost cu toată chestia asta. Acum comunicăm despre treaba asta. Da, dar n-a fost ideea mea. El m-a rugat, el a lăsat loc de interpretare, el a zis să căutăm o soluție amiabilă.
Și așa se, cu asta se ocupă poliția? Nu știu, domnule, nu știu ce se ocupă poliția. Autosoluții amiabile? Hmm? Opa. Ernest, eu nu înțeleg o chestie. Ce treabă are ăla cu dosarul penal, cu mita, cu dracu culacu? Eu nu înțeleg chestia asta. Ce-i vine brusc soției dumneavoastră ideea, după ce s-a tăvălit bine cu iubitul ei, să însceneze ceva? Foarte ciudat. Foarte, foarte ciudat. De ce-i bagă lui de mită, de bandă, într-o situație tot așa cum o descrie doamna? Ia ascultați adică? Până la capăt, vă rog frumos, ce spune scumpa dumneavoastră soție. Ăla cu copilul, care a dat peste un copilaș și a vrut să mitească inspector. Acum încerc și eu să prind, să leg. Și văd că e ceva foarte pasional. Cu mine nu face acasă așa ceva. Cu mine că sunt obosită, că nu știu ce, că nici tu nu mai ești tânăr. Am vrut să mă iau pe la sex shop-uri, să-i cumpăr una alta, aia nu, că nu știu ce, că nu mai suntem de vârstă, că și tu ai îmbătrânit, că una alta, da, că nu da, știu uite-te cum... că pe parandărăt își trăiește viața. Nu știu, mi se pare ciudat. Tot ce se întâmplă mi se pare foarte, foarte ciudat. Și tipul pare cunoscut, nu știu. Ori n-am ce văzut tip? Eu. Tipul amantul ei. Amantul ei pare, parcă l-am mai văzut, nu știu. Parcă și de undeva. Dar cum vi se pare ideea asta? Că soția dumneavoastră s-a gândit să-și însceneze un accident. E diabolică, e... Soția dumneavoastră se lovise la mână, în volan, nu? Nu știam, domnule Ernest, când am auzit de accident, am crezut să nu fie rănită, să nu fie paralizată, să nu moară, să nu fie pe moarte, să nu fie nevoie de chirurgi, de alte chestii. Pe femeia asta o știți? Tantia asta, da, e cea de la spital, acum mi-aduc aminte. Da, exact, femeia de la spital, mama copilului. Și mă gândeam dacă v-ați fi dispusă să faceți un ban astăzi. Și avea nevoie să veniți la un spital, la o clinică și să vă dați drept mama unui copil care a fost lovit de mașină. Gen, ea a dat peste copil, iar dumneavoastră sunteți mama, sunteți îngrijorată la spital. Va trebui să jucați puțin teatru. Haide, mama ta, cum mi-am dat seama? Ăsta e polițistul de la spital, ea e femeia de la spital, mama copilului. Acum dau seama și soția dumneavoastră. Da, frumos. Și evident ea. Evident... iubita mea soție care m-a încornorat și care a făcut de mine un handicapat și mai mă fac și în fața țării. Cum e domnul țării. Victor? E câți penibil. Bani v-a cerut? Câți? Mi-a cerut 7.000 de euro, eu am vrut să-i dau o sumă mai mică. 7.000. Trebuia aveți să idee, mă prun la Nelu, la un prieten cine comun. Aveți idee cine e femeia asta? E mama copilului de la spital, așa mi-a fost prezentată. Aveți idee pentru câți bani face ea treaba asta? Habar n-am, domnul Ernest. Dumneavoastră v-a cerut 7.000 de euro, domnul polițist, da? Da. I-a bătut palma pentru 200 de lei. Pentru 200 de lei? Pentru 200 de lei? Și eu ce sume a rulat și ce... Incredibil. Bine, e femeia dar așa de cum... serviciu de pe scara unde locuiește? Femeia de serviciu. Nu știu, așa, 2 milioane, găinării, hai să-l facem, hai da, să da, nu știu ce. Da, investiție foarte frumușică, dai 2 da, milioane da, și scoți 7.000 de euro, nu? E vorba că e soția, asta mă doare pe mine, dacă mă făcea unul să vin domnul Ernest, nu era nicio problemă, dar sunt lucrat din interior, știți cum e, sunt săpat dinăuntru și mi-o face și eu cât de cât țineam la ea destul de mult, mai mult decât se pare, să știți. Eu nu prea mi exteriorizez sentimentele, nu-mi place în public să fac tevatură de anumite chestii, dar e foarte dureros când o soție se asociază cu ăștia și haideți pentru 2 milioane să mă plătească pe mine. Știți? Băiatul nu e polițist. Nu-mi vine să cred. Nu, asta nu cred. Păi, dar l-am văzut în uniformă, domnule, când să nu fie polițist, că s-a legitimat, era în uniformă, era... Poliție. Perșinaru Dan îl cheamă, 29 de ani. Doar că a fost dat afară din poliție. Sau mai bine zis, și-a dat el demisia. Dacă studiați puțin dosarul, o să vedeți că asupra lui au planat anumite suspiciuni de corupție. Eu l-am luat, domnule Ernest, ca polițist, a apărut ca polițist, vorbea ca un polițist, se comporta, nu știu, parcă mi-a futurat și o legitimație, să-l ia. Nu are o legitimație, are vreo 3 legitimații. Accidentul ăla nici n-a avut loc. Cum, domnule Ernest, n-a avut loc? Păi, dar eu am văzut mașina, n-avea jumătate de mască, n-avea numărul, de-abia recuperat, era bușită. Cum n-a avut, când eu am pipăit eu mașina? E mașina care am cumpărat-o ei. Deci, dă-i, pum, picioare, mâini, vreau, dă-i, fără milă, că și așa m-am săturat de ea, e veche, vreau alta nouă, nu știu, păi ce faci? Hai să vedem ce putem să-i facem, nu știu. Cât mai multe. Așa, dă-i. Fără milă. Să pară cât mai real. Cred că e destul de cred real. Cred că ajunge.
pereți. Nu, nu, nu mai mă uit, domnule Ernest, nu mai mă uit, că deja mă enervez, deja încep eu să... Vă cunoaște foarte bine soția dumneavoastră, vă știe punctele slabe. Dar știți cumva, ea l-a pus pe el să facă chestia asta sau a fost ideea lui? Da, ea l-a pus. Deci ea l-a pus. Și de-aia nenorocită încerea mie. Avea ea cunoștință de un caz similar, în care cineva a înscenat un accident. Da, am mai auzit și eu, dar știți care chestia? Nu părea genul. Ea părea genul așa, mai cu minte, mai... Ați subestimat. Foarte mult, și foarte mult. Și așa dat seama de asta. Și de la un punct încolo, v-a sucit pe degete cum a avut ea chef. Nu ați fi fost dispus să dați banii ăia? Domnule Ernest, cred că da, pentru că țin cât de cât la ea, adică țin și asta e, decât să fie mai rău. Vreau să vă arăt cât este de determinată soția dumneavoastră să puneți botul. Și ați și pus botul. Vreau să vedeți ceva aici. Mă doare, dar ce mă doare. Așa, și un pic mai jos, să pară că e cam mai multă fractură, cam toată mâna, să pară cât mai real, așa. Vezi, stai și tu cu mâna puțin mai îndoită, soție, așa. Mai așa, să pară, au, dar ce mă doare, au, nu mai pot. Vezi că să pară că chiar să am te avut creadă, uite tu cum trebuie ești, să fac ce, totul, să pară ce avariată cât mai, ești. Cât mai real, ce avariată, că nu sunt nimic, dă mine, lovește-mă. Să pară, dă-mi palmă. Lovește-mă, dă-mi o palmă, ca un bărbat adevărat ce ești, hai. Așa. Nu mai pot să văd, domnul Ernest, efectiv mă șochează și nu îmi vine să-mi dă o palme, îmi vine să mă iau la palme. Ce văd, ce aud, nu vine să cred. Ca să deci... pară real, dă-mi o palmă, dă-mi, că nu e suficient că m-am bandajat așa la mână, dă-mi o palmă. Îmi vine să iau mașinile astea la șuturi, să știți acum. Eu vă întreb altceva, credeți că i-a tras o palmă? Nu știu, e posibil. Știți că nu mai știu ce să cred. Acum e râsul plâns, nu mai... Ia ce văd așa la... e... Ia dați drumul la bandă. Ce văd așa e... Dă-mi o palmă, cum dă-mi o palmă, așa. Îmi plac bărbații hotărâți din nou încoa. Tu trebuie să te schimbi acum în polițist. Trece mașina. Așa o să facem, gata. Stai să nu ne vadă lumea. Era doar de tine. Rău de tot. O să pară real, o să ne creadă. O să ne creadă. Sperăm. Așa. Incredibil. Eu când mai încercam să fac cu ea chestii sexuale, jocuri sexuale, nu că nu mă atinge, că pe femeie nu atinge nici cu o floare, că ești mai bădăran, că ești mai mârlană. Și ce face cu asta? Eu rămân șocat așa, adică total diferit. Chiar de la început? Asta cu dumneavoastră pentru bani? Da, dar știți că la început era chiar așa. Deci la început... De la început nu avea o verighetă pe deget. Să știți că nici nu sunt ultimul prost. Nu știu, păi a schimbat-o București, a schimbat-o cariera, am plimbat-o, i-am luat, am dus-o, i-am oferit, știți? În primul rând sunt de vină. Eu am făcut toate poftele, i-am cumpărat, vreau aia, i-am luat, hai colo, m-am dus. Dacă e un vinovat principal în schema asta, se cheamă Victor. Dați drumul la bandă, vă rog. Nu mai vine, domnule. Ar trebui să vedeți, ca să nu mai luați țeapă asta a doua oară. Aoleu, sună Victor. Știi ce zic? Lasă-l să sune. Eu zic să nu-i răspundem. Lasă-l ca să creăm mai mult suspans. Eu zic că cel mai bine ar fi să-l sun tu pe el și să-l anunț despre ce-i vorba. Asta vreau să fac acum, dar trebuie să-mi smeșez, să-mi ordonez ideile, astfel încât să pară cât mai creativ. Deci cine trage sforile în schema asta? Da, ea trage sforile, ea a conceput scenariul, ea concepe tot, ea e creierul acțiunii, ea se pare că îl folosește și pe acest fals polițist de care o să mă ocup în viitor, pentru că el nu trebuia să bage în mizeria asta, mai ales că... Păi de ce? Că sunt bani. Sunt bani mulți la mijloc. Da, domnule, dar să apare așa tu aman față de soț. Înțeleg că ea nu e normală la cap, i-a luat o razna, nu știu. Ceva s-a întâmplat cu ea, că nu e cea pe care o știam eu, e cu totul, e altă persoană. De el de ce s-a băgat? E rost de bani. Când el v-a sunat și v-a zis că soția a fost implicat într-un accident, n-ați înghețat? Domnul Ernest, mi-au demonstrat că sunt ultimul bou. Nu numai că am înghețat, eram în stare să dau banii, n-am mai dormit bine, m-am perperit, a lăsat totul baltă să-ți aveți. Da, adică m-a dat peste cap, m-a bulversat și pentru cine toate efortul ăsta? Vreau să vedeți... Înainte să ajungeți la spital, da? Deci voi doi repetați că trebuie să vină asta din clipă în clipă, să fiți de acord să știți ce spuneți, da? Să iasă totul real. Bun. Vă repet să nu dați date personale soțului, absolut nimic. Mica. Dacă e ceva, mă lăsați pe mine să intervin. Incredibil. Și nu asta s-a întâmplat, domnul Victor? Din păcate, n-a da. N-a fost iluzia perfectă?
Din păcate, da, domnule Ernest, și eu sunt bulversat. Dar știți câte griji îmi făcusem pentru copil? Mă gândeam dacă moare copilul, dacă rămâne rănit, dacă îi plătim pensie toată viața. Am vrut să-l vizitez. Acum îmi dau seama, nu știu, așa încerc eu să prind niște chestii. Mă tem că n-ați fi cotizat doar 7.000. Cum adică doar 7.000? Eu am vrut 6. Deci stau și mă gândesc că el cam dă atâția bani doar ca să te scoată pe tine. Tu te gândești puțin câți bani ar da el să te scoată pe el? Adică, la ce te gândești? Păi mă gândesc să chem vreo doi prieteni să aranjez ceva, să facem un flagrant eventual, să-l băgăm pe el și să vedem ce bani dă ca să se scoată și el totuși. Cum te-ai gândit, cum ai de gând să faci asta? Păi mă gândesc astăzi când ne vedem, da? În momentul în care sunt cu el în mașină să-mi dea banii, o să rezolv eu, o să ține de mine să rezolv de două legitimații, de doi colegi care, sau doi prieteni care se dea drept... polițiști, că ne prind exact în momentul în care ne dă banii, să pară că sunt băgat și eu mă sperii puțin că munca mea și cariera, colegii o să se prinde ei singuri când e momentul să dea la pace cu noi. Deci el vrea mie să înșeneze o dare de mită, că eu îl corup pe el, că vreau să-i dau banii ca să scap, să mușamalizăm totul cu accidentul cu copilul. Uh-huh. Și de fapt, ca să scap și eu mai trebuia să mai cotizez în plus. Și totul e tot de la aia. Incredibil, ce prost, ce... Că eu sunt prost, că sunt fraier, că sunt... Păi da, fraierul dă banul, asta e, totdeauna. Ia uite-l pe băiat. Vedeți că degeaba a plecat din poliție? Pe voi doi vreau să vă fac un fel de șefei mei. O să vă prezentați și o să vă legitimați. Cu ce să ne legitimăm? Va fi vorba de un flagrant. Voi veți veni ca și cum m-ați prinde pe mine în flagrant, luând mită, iar pe celălalt dând mită. O să ne acuzați de dare și luare de mită. Am înțeles. Aici aveți legitimațiile. Tu vei fi Pavel Marian. Așa. Tu, Vasilescu Ion. Aveți 200 de euro pornire. În funcție de cum vă descurcați și ce o să văd eu rezultate, o să aveți mai mulți bani. Sunt vine să-l și pe ăsta. Cine știe cât vă cerea? Pe asta e, vă dați seama. Cine știe cât vă cerea dacă se punea problema unui flagrant, dacă se punea problema că ați dat mită unui polițist. Legitimațiile le-a dat băieților ălora. Băieții ăia sunt băieți pe care îi cunoaște de când lucra în poliție. Sunt băieți care au cazier. Cazier, domnule Ernest? Cazier. Da? Asta înseamnă că au mai făcut fapte de astea de tâlhărie, extrocherie. Mai puțin. Domnule Ernest, mă sună chiar ea. Iulia, vorbeam de lup și lupul apelează. Păi vă sună ca să ce? Nu știu, trebuia să mă întâlnesc, că v-am zis, de-aia nu, mă spuneați că am fost mai nervos și mai agitat. Eu v-am zis că aveam treburi mai importante, de fapt, eu trebuia să mă întâlnesc ca să dau mita. Nu puteam să vă zic dumneavoastră prin telefon, nu puteam să vă dau toate. Eu nu știam că dumneavoastră știți de chestia asta, nu știam că s-a filmat totul. Dacă ați avut încredere în mine până acum, sunt două variante, da? A, scoatem totul din priză, întâlnirea nu mai are loc, mergem la poliție. Declarăm tot ce s-a întâmplat. Astfel nu, încât... domnule Ernest, mergem la întâlnire pentru că vreau să văd reacția ei, vreau să îi văd împreună, vreau să văd ce cum mă harnește, cum încearcă să mă manipuleze. Vreau să văd totul până la capăt, știți cum e. Deci până la capăt să văd. Mergem toate... la întâlnire și ce? Bineînțeles. Le facem noi un flagrant lor? De ce nu? De ce nu? Adică de ce eu vreau să mă transform din vânat în vânător? Ernest, mai suntem foarte aproape, deci înainte și după aceea la stânga și am ajuns. Care era planul cu Iulia? Cum urma să vă întâlniți? Planul cu Iulia era ca să o iau de acasă, dar fă că n-a luat niciun semn, m-a rămas să mă spune aia. Eu am ajuns, parcarea este undeva în zona Ghencea, o clădire de birouri, este o parcare subterană. Eu în momentul de față cobor în parcare ca să văd exact ce mă așteaptă aici, că nu vreau să fiu luat prin surprindere, vreau să-i luăm noi pe ei prin surprindere. Și asta e parcarea unde urma... Tenebroasă, oribil, oribil. Bun, informația este următoarea. Iulia este încă acasă, iar domnul Dan, polițistul care nu mai este polițist, încă nu a ajuns la locul faptei. Băieți, hai să ne uităm un pic, să vedem intrări, ieșiri, ce, Doamne iartă-mă, e pe aici. Dar el ți-a spus un loc anume sau nu, în parcarea nu, asta? Nu, a rămas să luăm legătura în această parcare spre Ana. Uite, chiar acum mă sună telefonul. Da, da, Iulia. Tu unde ești? Păi tu nu trebuia să vii după mine acasă? E mai bine să vii aici. Unde aici? Că eu nu știu ce... În parcarea subterană din Ghencea, acolo am stabilit. Am adus banii tot, sunt toți. Da. Nu
Parcă ea n-ar ști unde are loc întâlnirea, știi? Ia zi, Dane. Ia zi, mai e o ieșire pe aici? Este o rampă jos pe coboară. Dar asta e singura cale de acces. Singura cale de acces și mai coboară o rampă jos. Încă un nivel de parcare. Eu zic că suntem ok poziționați acolo. I-am putea vedea pe ei când coboară. Tu am nevoie să fii taman în partea cealaltă. Te vei duce în zona în care ai cea mai multă lumină. Bun, fii atent. Ne vom fi în mașină aici. Da. Lumini stinse tot. Este vital ca tu să-i atragi pe ei undeva în zona asta. Bun, băieți, hai să ne băgăm în mașini cât mai discret. Alo, da? Da, sunt aici, te așteptam. Hai că vin sus atunci. Băi, te-ați înțeles ce aveți de făcut, da? Fără teamă, ieșiți, spuneți textul, în funcție de ce spune, vă lăsați pe mine. Da, ca la carte. Tu să ne spui unde să ne așezăm. Tu te duci acolo după mașină la locul 26, stai undeva în bot și te uiți ușor, în momentul în care am ridicat plicul. Atunci ieși, călăgie, tot ce trebuie. Am bază în tine, iar tu te duci, pe stânga, stai după acolo, să ai contact cu el, în momentul în care el iese, vii fuga și tu după el. Ați rezolvat tot? Da. E totul cum am vorbit? Da. Aveți tot ce trebuie la voi. Tot ce trebuie. Nu vă arbori nimeni, da? Nu, nicio problemă. Vreau să vă văd telefoanele cum vă arăt și eu telefonul. Nu se înregistrează nimic, da? Da. Absolut, suntem bine. Oameni de cuvânt. Bun. Eu am la vorbit. Tine, tu e în regulă? De unde și că nu e ca cea mai la tine? Da, liniștit, nu este nicio problemă. Am vorbit cu toate persoanele de care e nevoie să pot să asistez înaintele dosarului. Totul este bine. Mai trebuie doar să dreptul fiecăruia astfel încât totul să fie bine. Da, da, și eu vreau garanție 100%. Deci nu mai vreau tranșa 2, tranșa 3. Vrei să-ți fac poze? Cum poți să dovedești că eu dacă am probleme? Dacă nu ai încredere în mine, eu acum plec. Nu, 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 am încredere, dar eu vreau o garanție că nu mai... Nu am ce garanție să-ți dau. Dragul meu, garanția să începem cu încredere, că e cu mine și ok, hai să ne calmăm cu toți. Garantesul? Okay, garantesul? Garantezi eu zic că începem... Păi ne calmăm dacă începem cu suspiciuni, de genul ăsta okay, nu facem nimic. Nu, dar și tu ești suspicios și eu sunt suspicios, pentru că e vorba de niște bani. E vorba de niște bani, am vorbit un lucru. Facem acel lucru. Faptul că sunt aici înseamnă că eu am vorbit și am rezolvat. Da, ai plicul la tine? Bineînțeles că cu tot ce trebuie? Da. Dă-mi-l. Până ultimul euro. Deci tu spui că totul s-a rezolvat, nu? Ai încredere în mine, totul este bine. Nu mai trebuie bani. Gândește că dacă nu este bine acum, pic și eu, pic și tu, pică și ea, pică toată lumea. Nu, 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 domne ferește, că dă-i dragă bani. Păi crezi că eu stau să-mi fac singur probleme? Deci aceștia sunt ultimii bani, nu? Da, asta este tot ce trebuie. Nu este nicio problemă în continuare. Totul e rezolvat 100%. Ați zis cu mâna întinsă. Te rog frumos, dă-i odată omului banii și haide să o rezolvăm, să plecăm, că mai avem și alte treburi de făcut. Tot până la ultimul euro și am încredere în tine. Aici implic, am tot, da? 7.000 de euro. Tot, poți să și verifici. Stop, poliția municipiului București a fost surprins flagrant pentru dare și luare de mită. Ce e asta? Ce e asta? Stai că au venit băieți. Ce aveți aici? Ce ai făcut? Victor, ce e asta? Nu e nimic. Nu e nimic. Cum nu e nimic? Ia dă puțin. El m-a chemat aici, a zis să-i dau ceva, eu am venit, eu n-am nicio... Eu te-am chemat aici? Da, tu m-ai chemat. Tu m-ai chemat, eu n-am nicio treabă cu ce... Victor, ce p*** asta? Ce-ai făcut? De ce ai făcut? Hai! N-am făcut nimic. Zâmbiți frumos la cameră, băieți! Haideți să vedeți cum se face un flagrant pe bune! Zâmbiți la cameră! Nu! Nu, nu fugim chiar așa. Hei, ține-l pe băiatul ăsta. Ține-l pe băiatul ăsta locului. Bă, băiatule, ce căutați voi în parcarea asta, mă? Ce legitimație de poliție aveți voi, mă, băieți, mă? Ha? Înțelegeți că ați încurcat-o? Ce n-am eu treabă? Ce căutați voi aici, mă, cu legitimație de polițiști? Filmează-l bine pe băiatul ăsta. Unde-i celălalt? Ce e aici? Bă, ce e asta? Dumnezeule! Bă, ce e asta? Ce faci, mă, Vere? Ce Vere, ce faci, mă? Ce bă, asta? Te joc cu hurte cu mine, mă? Da, mă, ne jucăm, mă? Da, mă, joc cu tine, mă! Da, mă, joc cu tine, bă, care prietene! Care chestia asta? Bă, de unde ai venit, mă, tu? Te crezi șmecher? Mă, cine ești, mă, faci? Șmechere? Vezi că te fac eu pe tine? Că îți bai eu acum una. Pentru 200 de euro stai calm, te rog frumos, stai calm, că tot acolo o să ajungi. Te rog, nu-ți îngreuna situația, amice. Stai calm, că doar vreau să vorbesc. Hai să ne liniștim. Lasă. Ne cunoaștem? Nu ne cunoaștem, dar ai apărut pe o filmare în momentul în care scumpul tău prieten ți-a cerut ca pentru 200 de euro. Vreau să văd și eu legitimația aia prin care tu pretinzi că ești un polițist și faci aici un flagrant.
Iar oamenii care chiar lucrează în poliție, care chiar... Eu sunt de la emisiunea TV, Ochii din Umbră, Canal D. Ce asta, mă? Băi, ești nebun la cap. Tu ești nebun. După ce că m-ai trișat... Vezi că-ți trași una acum. Vezi că... Bă, ce faci, mă? Aduci camere pe mine cu ce? Da, 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 aduc camere pe tine. Care e problema? Cu Ernest, mă. Da, de ce? Care? Mă gândeam cu poliția. O să ajungă și la poliție. Vezi că o să ajungă și la poliție. Ce să ajungă la poliție? Pentru că ce mi-ai făcut e foarte grav. E foarte grav. Mi-ai cerut banii, m-ai șantajat. Eu bani? Bineînțeles, bineînțeles. Ai înșenat cu accidentul, ai înșenat cu accidentul. Ce accident? Cum adică ce accident? Am văzut tot. Toată asta tot. A fost ideea lui nevasta. Vezi că ai tu problemă. Bă, vezi că ai tu problemă. Mama mea. Băi, vezi că picioare. Problema ești tu, nu ea. Dacă nu interveneai tu, era tot ok. Dacă nu interveneam eu? Da, da. Dacă nu interveneai tu. Dar cum să dea la mine din primul caz în care am chemat-o că a fost singura persoană după listă? O cunosc, tu ai început. Nu o cunoști deloc, prietene. Dacă vrei să o cunoști pe nevasta, am treabă pe mine. O bazez pe faptul că sunt oameni ai legii care fac treaba asta pe bune și riscă gâtul. Și tu să zici, nu sunt om al legii, omule. Eu n-am dreptul să te rețin pe tine, da? Și atunci ce puneți mă pe mine? Păi dar ce pune? Dar tu de ce ai venit, mă, ca și când ai fi de la forțele speciale să pui mâna pe el? Pentru ce? Pentru niște cașcaval sau ce? Vă întreb pe voi, ce veniți voi pe mine? Tu ai venit aici, te-ai ascuns după stâlpul ăsta și ai o legitimație prin care pretinzi că ești polițist. Nu am eu treabă. Mie mi se pare că e o faptă penală ceea ce faci tu. Plus că te-am filmat în momentul în care ai complotat cu el și cu amicul tău să veniți aici și să-i trageți voi o țeapă, da? Nu tragem ce țeapă. Pe bune, bă, tu ești polițist. Băi, când ai ieșit după stâlpul ăsta, te-ai recomandat ca fiind ce? N-ai tu treabă. N-am eu treabă. Ce-i privește pe tine? N-am eu treabă. Ce legitimație, mă, ți-am zis să lucrezi la un post TV? Îmi cer de mie lucrurile astea. Ce explicați îmi cer de mie? Ai venit aici ca să ce? Să pui botul la bani? Uite-te, ia uite-te ce bani era un plicul ăla. Stai tu liniștit că... Băieți, lăsați-l! Lăsați-l în pace, că n-avem noi treabă cu el! Ce ziceți, doamna avocat? Ce să spunem? S-au dus planurile la fund? Da, de ce vă băgați dumneavoastră în viața mea intimă, doamna de Tescu. Familie? Da, viața intimă! Ernest. Viața intimă! Articolul 26 din Constituție spune avem dreptul la intimitate, viață publică, viață privată. Dumneavoastră nu aveți niciun drept să-mi apăreți aici cu televiziunea. Dumneavoastră cu ce drept? Vă jefuiți soțul. Este problema mea familială. Ce drept ați înscenat aici, ceea ce ați înscenat? Stă cu mine doar că vreau o nevastă tânără. Am tot dreptul să-l înșel, că nu mai... Ai tot dreptul să-l înșel? Dar dumneavoastră nu aveți niciun drept să mă filmați pe și mine. Și dumneavoastră, cu ce drept înscenați un accident? Cu ce drept? Este soțul meu și familia drept? Mea, nu vă băgați în familia mea să mi-o distrugeți. De ce vă băgați să distrugeți? Dumneavoastră m-a angajat pe mine, estimată doamnă avocat. Vezi că se intervine poliția adevărată. Țin să nu în picioare. O să vedem care pe care. Vreți să ne bateți? Da, vreau să ne bateți. În apartamentul în care locuiți au fost montate camere. Corectați-mă și pe mine dacă greșesc. Apartamentul este pe numele soțului sau pe numele dumneavoastră? Pe numele soțului, dar cu atât mai puțin nu aveți voie în domiciliu pe numele soțului, bănuiesc că nu-mi trebuie un acord din partea dumneavoastră. Doi la mână. Poate mă lămuriți și pe mine. De unde v-a venit ideea aia năstrușnică cu mașina? Cu copilul care a fost lovit? Pentru că dânsul a fost îmbrăcat în uniformă de polițist. Bun. Și haideți să vă spun ceva, doamna avocat. Spune-ți ne-am făcut și noi temele, ne-am făcut verificările. Băiatul nu mai lucrează în poliție, înțelegeți? Ai încurcat-o. Ce am încurcat-o? Eu ți-am făcut-o. Credeai că mi-o faci tu mie, dar ți-am făcut-o ție. Bănuiam că e o... Ce bănuie? Șmecherală, o găinărală, o chestie. Bă, dacă tu bănuiești ceva... Așa. Oprei până la asta de la început, mai înțeles? Mai înțeles? Și asta ce e? Aoleu, Doamne Dumnezeule, nu aveți dreptul. Cui a venit ideea? Cum adică în propria locuință ați băgat camere de luat vedere la domiciliu? Judecată dacă nu avem dreptul și ne vedem în instanță. Ne vedem în instanță. Mie lămurește-mă cu altceva, da? De unde ți-a venit ție ideea asta năstrușnică? Să inscenezi soțului tău asta? Cu atât mai puțin. Un accident. Cu atât mai puțin, nu există accident, nu există copil, rănit, nu aveți ce să-mi faceți, stimată. Există un domn care s-a pretins că a fi polițist. Eu l-am filmat, l-a sunat pe soțul dumneavoastră, s-a recomandat ca și când ar fi agent, da? S-a întâlnit cu el, îmbrăcat în haine, în semne oficiale. El are o legitimație. El răspunde și pentru dumneavoastră n-aveți nicio vină? Absolut, el răspunde. Absolut nicio vină. Ce a făcut? L-am pus eu să facă, el da, răspunde. Dumneavoastră l-a spus să facă. Te bași între mine și ea? Bă. Place. Poate ea te-a folosit pe tine. Te-ai gândit că poate ea te-a folosit pe tine? Păi să de-aia m-a folosit pe mine. Și eu am folosit-o pe ea. Se că vede tu vai de ta. Se vede. Ce se vede, mă? Păi da, se vede. Uită-te, se vede? Nu vezi că vrei să fugi? Bă, se vede. M-ai chemat aici în subterane.
Ești ca un șobolan care umbli prin subterane și... Bă, pur litru. Ama, dă, dă dacă ești bărbat. Dacă sunt bărbat? Da, dă. Păi ți-l la băieți, ți-l la băieți, lasă la o parte și dau. Las că o să stăm noi de vorbă și altfel. Cum o să stăm noi de vorbă altfel? O să vedeți. Ce tupeu are, frate, ce tupeu. Înțelegeți situația în care vă aflați acum? Nu înțeleg situația. Poate mi-explicați și... A bătut un joc de bărbaxu și... Soția mea nu e... Nesimțitule, mă mai faci și după ce că tu ai fost, da, de acord cu mine să-i faci toate astea, acum mă faci și... Nu ți-ar fi rușine. Ai... Nu vezi cu cine ai umblat, nu vezi cu cine te-ai înhăitat. Îmi bagi joc de bărbac tu. Îmi bagi joc de el, nu-mi bagi joc de tine. Tu ți-ai bătut joc de ea, bă. De mine nu v-ați bătut joc. Dacă nu-l chemam pe Ernest, mă făcea să bani. Aia e toată chestia. Am toate dovezile aici. Toate filmările. Nu-ți recunoști? Nu știu nimic, nu. Nu știi nimic, dar hai să te vezi îmbrăcat în uniforma de polițist. Vino încoace. Vino încoace. Poate mi-explici și mie, de unde v-a venit ideea asta năstrușnică, da? Idee? Năstrușnică? Cu femeia de serviciu, care să fie mama îndurerată și stai să ajung la partea în care ești îmbrăcat în uniforma de polițist. Ne-am făcut temele, da? Știm ce s-a întâmplat. Știm că ați fost dat afară. Bă, dar să mă faci pe mine de bani. Bă, ți-am dat mereu bani, am băgat bani în tău, te-am săltat, am ridicat. De ce te-ai bătut pe joc de mine? Că nu m-ai iubit niciodată. Tu niciodată, tu nu știi ce mi-am dorit. Tu nu știi ce, nu m-ai scos, nu m-ai plimbat, nu te-ai interesat. Cum nu te-am iubit când ți-am oferit totul? Ți-am dat ca un prost totul. Am avut încredere în tine. Nu mi-e dat nimic, nici măcar când ți-am zis de o mașină să-mi iei și mie. Da, iubita, m-am bani. Nu ți-am zis că ceau, dar nu se putea momentul ăla. Nu ți-am zis că scot bani de la fond de investiții și bag în altă parte. Promisiuni, promisiuni, tot timpul. Când am avut bani, mă plăcea. Acum că nu mai sunt bani, salut. Da, fii bărbat, domne. Veneai de la muncă, obosit cu afacerile, cu casino, te puneai ca un hodoroc de ăla în vârful patului la televizor. Iubita, sunt obosit, iubita, lasă-mă să dorm, iubita, de-aia te-am înșelat, că n-ai fost bărbat adevărat. Bine, mă, dar cu șobolanul ăsta, tu nu vezi ăsta ce, de ce în stare? Ăsta, cum îi spui tu, șobolanul ăsta, știe ce-mi place, știe să mă asculte, știe, e bun, mă bag în afacere cu el, păcând tu, iubita, nu-i de tine afacerea. Eu te-am crescut. Asta. Nu e pentru te-am luat tine. De la țară, ți-am oferit totul. Așa, erai o nimeni, da, până să mă cunoști pe nimeni. A, da, adică tu vrei să spui că tu m-ai iubit pe mine. Tu pe mine m-ai iubit, mă iubești. Spune tu că mă iubești. Da, eu te iubesc. Nu mă iubești, domnule. Zic, dacă nu te iubeam, nu... Zic că interesul tău cu mine, care a fost acolo la munca ta, la cazinou tău, oameni respectabili, mari, oameni importanți, ai ieșit cu mine să te lau, să întoarcă capul ei după tine, să te mândrești cu cineva, stă tânără și drăguța ai, tu ți-a plăcut când s-au uitat băieții și spuneau, mamă, ce bucată ai lângă tine, nu era bine? Dar ție nu-ți plăcea când te plimbam, când te duceam și îți luam chestii de firmă, ție nu-ți plăcea chestia asta? Da, îmi plăcea tu să fii mai bărbat decât tot ce mi-ai dăruit. Ți-ai făcut interesul. Eu am fost foarte bărbat, băi. De ce nu m-ai băgat în afaceri dacă mă iubeai? De ce? Te băgam toate la vremea lor. Toate la vremea lor. Minței frumos, mă minței, spuneai, nu sunt pentru tine, iubita, afacerile. Tu ia, m-ai mai crezut ultima păpușă blondă, fraieră. Adică n-ai tu cap de astea de afaceri. N-am cam avut cap de afaceri până la urmă. Am făcut cu el ce am făcut. Ce-am făcut, mă, cu ăsta? Găinării? Ăsta sunt afaceri? Da, găinării? Am făcut afaceri cu el, afaceri mult mai mari. Habar nu aveți voi cât am făcut. Nu vezi că s-a te lasă la prima chestie? Nu vezi că s-a te-a jignit? Nu o să mă lase. S-a descătorosit de tine? Nu sunt eu ăla. Nu sunteți dumneavoastră în imaginele astea. Nu sunteți dumneavoastră cel cu care eu stau de vorbă acum. Cu mine stați de vorbă, dar nu sunt în imagine. Nu știu de unde aveți acele imagini și ce reprezintă, dar nu știu. Nu este numele dumneavoastră, nu? Cineva s-a dat de bine. E un coleg, ceva, nu sunt eu. Nu sunteți dumneavoastră. Nici în imaginele astea nu sunteți dumneavoastră, nu? Știi unde aveți imagini de la mine de acasă? Uite, avem. A trebuit să fii în relații mai bune cu administratorul blocului tău, știi, ca să nu ajungi în situații de genul ăsta. Cineva nu-ți drept să puneți camera la mine în casă. Cu ce drept și iubite tale avocate, spun și ție. Te aștept în instanță. Problema mai este alta. Cu siguranță de să ce? În instanță. Nu de ce ați nu făcut asta? Să puneți camera la mine în casă. Și voi cu ce drept vreți să jefuiți un om? Că ceea ce faceți voi se cheamă jaf la drumul mare. Înșelătorie, cum vrei tu să-i spui, da? Ceea ce facem nu a existat niciun accident. Ea a venit cu toată ideea. Dacă toți știți, toți bănuiesc că știți de unde a plecat totul. Bun, bun. Acum începem să comunicăm. Îmi place. Unde v-ați întâlnit? Cum v-ați cunoscut? Am sunat-o în noaptea unui accident. Aveam nevoie de un avocat din oficiu. Era prima pe listă. A răspuns la primul apel. A venit. S-a ocupat de caz. Încă mai lucrai în poliție, da? Pe vremea aceea. Și apoi a început să mă caute...
personal. Băi, zile la ăștia să plece că le spar camerele. De ce să plece, mă? Lasă să te filmeze, care problemă? Cu camerele astea, că n-au dreptul, vă dau în judecată, vă iau dreptul de televiziune, de aici, vă... Dar tu că ai mușcat mâna care te-a hrănit? Dar tu care ai trădat... Da, domne, eu toate alea, eu sunt aia vinovată, tu ești ăla sfântul, așa e, de-aia te-am înșelat, că tu ai fost bărbatul perfect, ideal, de-aia am găsit eu dragostea în brațele altui bărbat, că tu mi-ai oferit tot. Ăla e bărbat, bă, ăla e bărbat, eu zreanță. Nu mai bărbat decât tine, mă, e tânără ăla, cum îi zici tu, ăla știe să... Că și atât, mi-am dat seama, ți-a și atât, încolo nimic. Știe să distreze, știe să râdă, știe să glumească, știe să fie om de cuvânt. De ce ai bușcat, bă, mâna care te-a hrănit? Știe să mă asculte, să mă înțeleagă, tu niciodată nu mai ai. Sunt obosit, vreau să dorm, sunt obosit, vreau să dorm. Te rog frumos să iei, să te duci cu ei de unde ai venit, că eu nu vreau acum camere pe mine. Eu am dreptul la intimitate, e viața mea intimă, nu la televiziune, eu... Dacă întrădezi, dacă înșeli... A fost mai bun decât tine. Ai meritat-o. Înșenezi. Ai meritat-o cu vârf și îndesat. Când ai aflat că e căsătorită? În prima noapte, când nu mi-a răspuns la apel și mi-a spus că a avut treabă, am întrebat-o și atunci s-a dat singură de gol, mi-a zis că sunt măritată. Eu, fără nicio obligație, nu aveam nimic de pierdut. Plus că tot timpul avea grijă de comisionul meu, în momentul în care o sunam și o chemam la un caz. Comision? Se primește comision? Da, primeam în comision, cu atenție. Auzi cum s-au cunoscut? Da, Ernest. Prin prisma muncii s-au cunoscut cei doi, da? Iar el neagă tot. Nu el era în uniforma de polițist, nu el a distrus mașina, nu el a făcut nimic. E o zdranță. Dar știi ce e ciudat? E ciudat că doamna avocat aruncă vina pe tine. Am de luat niște bani de la cineva. Pe voi doi vreau să vă fac un fel de șefei mei. O să vă prezentați și o să vă legitimați. Cu ce să ne legitimăm? Va fi vorba de un flagrant. Voi veți veni ca și cum m-ați prinde pe mine în flagrant. Tot nu sunteți suntem dumneavoastră, nici în imaginea asta, nu? Am fost împreună în toată asta. În momentul de față, situația este destul de ciudată pentru voi, da? Bănuiesc că știți. Sunteți avocat, a lucrat în poliție, da? Bun. De ce? Pentru ce? Unde vă opreați? Când îl băgați sub pământ sau ce? Nu. Unde vă opreați? Să-și ia mașină nouă. Pentru mașina ei, nu? Pentru o mașină nouă, că așa sunt femeile. Când au ceva, vor mai mult. Am vrut mai mult, da, și tu ai fost de acord cu mine. Cu ce faci? Mă arunci pe mine singura vinovată? Suntem amândoi ăsta implicați. Și tu o să răspunzi. Taci! E bine la amândoi, clar, punct. Cât urma să-ți iei din banii ăștia, din cei 7.000? Cât? Conveneam după. Și urma și rata a doua, rata a treia de șantaj? Atât în mine, din cauza ta. Întrebați-o, tu ai provocat-o. Păi stai că și tu ai început să ai idei, da? Toată povestea cu ce s-a întâmplat aici a fost de fapt ideea ta, viziunea ta. La mine opera a fost ta. O steluță mică în josul paginii pe care nu vezi să o citești. Și nu ești atent, nu-i dai atenție. Dar ea știe ce tranșe mai vroia, ce palat, ce casă, ce mașină mai vroia. Și tu de ce ai fost fraier să fii de acord cu mine, mă? Te-am obligat, ți-am pus pistolul la cap, ai fost de acord să-i... M-am folosit de tine de atâta timp. De la primul caz până în momentul de față m-am folosit de tine. Am plecat din poliție, mi-ai asigurat bani, mi-ai asigurat tot ce mi-a trebuit. Prosta și vă să nu fac asta. Așa. Arată-mi unul care n-ar fi făcut asta. Și acum de ce te plângi? De ce te plângi atunci? Cam ajuns în situația asta. De ce te plângi? Cam ajuns în situația asta. Tu te-ai folosit de mine, altul s-a folosit de tine. Poftim. În momentul de față mi-am pierdut toate legăturile, toate relațiile, toate firele. Le aveai pierdute dinainte. Și stai să vedem și cu libertatea cum rămâne, că și cu aia e cu semnul întrebării. Cu ce? Libertatea. Libertatea. Libertatea, da. Pentru? Ceea ce se întâmplă aici este o operațiune planificată, da? O înșelătorie pusă la cale. Tu ai îmbrăcat o uniformă. Dar cine? Mama? Nu aveți niciun drept să faceți asta. N-am niciun drept, pe bune. Ca și cetățean al acestei țări, sunt părtași la o faptă de corupție, cum vreți voi să-i spuneți, orice vreți voi, martor la așa ceva. Și n-am dreptul să mă duc la poliție să spun ce s-a întâmplat? Vreți să vă spun legislație, legea detectivului particular? Chiar vreți să ne duelăm în prostiile astea? O să dau pe mâna poliției și o să vorbim tu în continuare. Tu pe mine să mă dai pe mâna poliției? Tu e sigur? Foarte sigur. Fii foarte atent sigur. Ce spun eu. Dacă tu mă dai pe mine în gât, împărțim aceeași celulă. Eu te trag după mine în pușcărie. Te mai întreb o dată. Tu ești sigur că vrei să mă dai pe mâna poliției? Foarte sigur. Eu locul tău n-aș fi așa sigur. Eu zic să mai stai un pic să te mai gândești mai bine. Eu n-aș fi așa sigur. Gândește-te bine. Adică, m-am gândit destul. Deci nu m-am început.
gândesc. Nici mie, da? Da. Tu ai îmbrăcat o uniformă, știm unde stai, ai o legitimație pe care n-ai predat-o și nu poți să mă duc la poliție să spun că tu te dai drept polițist în intersecție? Du-te liniștit. Uite, o să fac asta, că mă obligă legea oricum să fac asta. La cine crezi că o să te duci? La cine mi-a dat mie legitimația și tot ce mi trebuie? Unde crezi că o să ajungi? Știi ce înseamnă o televiziune? Poftim? Ai idee ce putere are o televiziune? Nu am nici treabă televiziune. De-ar fi în felul următor. Să? Să colaborezi cu noi. Scopul meu, eu știu că ea e creierul. În ce sens să colaborăm? Știu, să mergem la poliție să spunem ce s-a întâmplat. Știi tot adevărul? Nu știu eu tot adevărul, dar uite, aș vrea să-l aflu. Colaborarea asta că totul se iasă bine? Ai, e pe cameră, ai cuvântul meu. O poți folosi ca și probă, da? Ceea ce ai spus tu acum, da, sună interesant și trebuie luat în calcul, gândește-te, dar... Gândește-te la varianta asta. Păi, omule, te mănâncă pușcăria, tu înțelegi? Te trag după mine, că știi că banii ăia nu sunt curați. Te trag după mine. Eu cred că tu o să duci acolo. Eu spun să stai tu liniștit, calm, să te calmezi, să lăsăm toată chestia cu pușcăria, să facem jumătate banii și să contabil. Ne înțelegem omenește. Uite, sună contabilul de pe speaker să vedem ce spune el. Știi ceva? Uite, iubitul tău o să colaboreze cu noi. Pentru că tu ești creierul operațiunii. Păi da, eu am gândit, dar eu nu am pus în aplicație. Ce vina am eu că el a făcut, l-am amenințat. Asta va trebui, doamna avocat, să demonstrați cu un avocat bun. Spune-le oamenilor tăi, du-te frumos la ele, spune-le oamenilor lor să-și ia frumos el camerele și să plece de aici, că eu vreau să vorbesc cu tine ceva între patru ochi. Păi ei nu-i privește absolut nimic, nici pe echipa de filmare, nici pe noi doi între patru ochi, să rezolvăm frumos pe calea amiabilă. Deci, te rog frumos, du-te și anunță-i să plece cât mai repede de unde au venit. Hai, te rog frumos. Vorbește cu ea, vorbește cu ea, te rog. Dar, ok, băieți, lăsați camerele. Deci gata, camerele. Fără opriți camerele. Păi, lăsați camera jos. Lăsați camera, ok, hai să lăsăm. Hai să lăsăm camera jos, gata. Lăsăm camera jos, ok. Ok, lăsăm camera jos. Chiar vă rog. Lăsăm camera jos. Bun, eu te mai întreb pe tine pentru ultima dată. Și gândește-te foarte bine. Tu ești sigur că vrei să mă bați pe mine, soția ta, în pușcărie? Da. Da, ești tu sigur, hotărâm mie la mie și să mă afun să mă-mi aduci pachet în pușcărie, da? Da, da. Ce, doamne, iartă-mă, vorbește ea acolo. Dacă eu pic te iau după mine, cam cu ce, mă, am cu ce. Cu ce? Concret, ce? Probe. Probe? Hai că-ți dau eu probe. Să-ți amintești un mușel de banii ăia spălați din contul din Cipru? Îți spune ceva? De unde ești de Cipru? A, adică eu eram păpușa aia proastă care nu știam nimic, a care nu mă interesau afacerile tale. Eu nu știu, eu nu trebuia să știu nimic, eram decât bomba sexy pentru tine, nu? Uite că știu, na. Ce zice, mă, acolo? Și cum ai aflat că nu puteai să afli? N-aveai de unde să afli? Vrei să fiu sinceră, mă, cu tine? M-am cu contabilul, mă, e bine? Adevărat bărbat, nu ca tine, de acolo. Sigur? 100%? Da, de acolo, știu, mie la mie, m-am culcat cu el, da? Că tu n-ai fost în stare. Deci, cum răune, mai vrei să mă bagi și pe mine în pușcărie? Mai mă gândesc în situația asta. Unde știu, ce m-am mâncat pe mine să mă bag cu cazinouri? Nu mai intru în viața mea să mă mai... Eu zic, îți propun frumos, omenește în felul următor. Să ne înțelegem ca doi oameni maturi ce suntem, da? Tu dacă vrea să divorțezi de mine pentru că eu nu mai te vreau, da? Eu nu te mai vreau în viața mea, eu îți dau ție absolut tot ce îți ofer divorțul. Eram sigur că omul ascunde ceva, eram 100% că ascunde ceva. Banii care o să îi luăm frumos din știi tu ce, o să îi împărțim în mod amiabil, tu jumătate, eu jumătate, rămânem și cu jumătate de bani în cazul ăsta. Eu scap de pușcărie, tu scap de pușcărie și ne continuăm viața separat cu bani în buzunar, un nou început, o nouă viață. Ce zici? Bine, atunci dăm divorț. Bun, perfect. Și eu zic că e mai bine așa. E mai bine așa și, dar pentru asta, mai am o ultimă precizare. Scap atâta eu cât și iubitul meu în toată povestea asta. Nu mă scap numai pe mine, îl scap și pe el. Scoți, nu depui nici asupra lui, nici o plângere. Bine, ok, rămâne așa. Bun, atunci. Spune-mi cum facem cu ce mi-ai zis tu, colaborare. Am stat și m-am mai gândit. Mergi pe mâna mea, mergem la poliție. Altă variantă nu este. Marci! Ok. Ok, batem pe mâna. Marci! Pa, 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 pa. Ce pa, pa? O să-ți dă eu ție pa. O să vezi ce înseamnă să te pui cu mine. Aici, lasă-o în pace, mă. Mă, ce tupeu ai? Lasă-o în pace, mă. Lasă tu în pace, băi. Iubire, vină-mi cu aia. Vino încoa, hei, stai pe loc.
Hai, dragul meu, lasă-mă. La ce-ți bați capul cu ăsta? Păi, nu m-am liniștit, te-am scos și hai, pe tine. Că vedem cum facem. Stai liniștit că te-am scos, am ce rezolvat mai am, ce mai pleacă, mă, nene, de aici. Aoleu, plecați de aici cu camerele. Hai, mă, vin un... Stai liniștit că te-am scos. Hai, te rog, hai să mergem la poliție, hai să declarăm tot ce s-a întâmplat, fi raport. Ernest, eu nu mai merg la poliție. Nu știu, am avut o discuție foarte serioasă cu ea și nu mai am chef de nicio poliție. E treaba ta, eu zic că ne despărțim aici, nu mai rămânem prieteni, eu te sfătuiesc să mai calci niciun casino. Deja sunt dat peste cap, sunt bulversat total. Prieten, nu prea am fost niciodată. Prieteni. Nu mai suntem prieteni. Prieten, n-am fost niciodată. Că mi-aș să cine m-a pus pe mine, suntem liberi, suntem curajoși, ce mai am eu, ce mai ai tu? Nu, ne nu face probleme. Suntem curați ca pasărea cerului. Te-am scos, am rezolvat-o. Stai calm, da? Hai să mergem. Stai calm că te-am scos. Am rezolvat. Calmează-te, te rog eu frumos, calmează-te. Hai scăpat. Hai acasă și calmează-te că te-am scăpat. Ai scăpat.